Mulțumesc. Și totuși. Onorată asistență, eu știu, lansarea de carte românească este o sărbătoare destul de importantă în viața culturală a noastră. Așa bucurii de suflet cum azi noi primim, nu se întâmplă adesea oare. Și mulțumesc în primul rând pentru toți cei care au venit aici și au organizat în frunte cu domnul Vasile Tărățanu. E o muncă colosală depusă la petrecerea acestei manifestări. Sunteți de acord? Din toate punctele de vedere. Aș spune așa că cartea dă oricare măsură pentru sufletele noastre. Sunt și alte surse afară de carte, dar totuși cartea rămâne nu numai pentru cei care o citesc astăzi, dar și pentru cei care vin după noi. Deci, dumnealui, domnul Mihaiță, va rămâne întotdeauna pe mireagurile noastre amintit și mulțumit pentru cărțile astea frumoase, amenajate și duse în oameni. Eu m-am gândit ca pedagog cum de făcut ca copiii și cei măsuri să citească. Fiindcă un filozof din trecut a spus că acela care citește, gândește, dezvoltă gândirea. Nu citești, nu te dezvoltă, cum spun, memoria. Cărțile astea sunt, din punct de vedere pedagogic, sunt amenajate, cum spune, mai cuvânt, da, foarte interesant, în primul rând, din umilile. Da. Cuvântul amenajat despre o carte... Da, nu am bine, ilustrată, hai lasă fie, ilustrată. Uitați-vă, când o vezi așa o cărticică frumușică, vrei să ai. Dar denumirea este neobișnuită a cărților, neobișnuită. În cărțelia aceasta este, pe pagina 141, este domnul Mihaiță într-o fotografie cu promoția a nouă. Eu am fost în promoția a șasă. Te știu tare bine. Fiindcă noi împreună am fost la botanică, am petrecut o experiență despre cartofi. Atunci spunea problema roada cartofii de pe un hectar, cât mai mare. S-a lucrat la școală în frunte cu profesoarea noastră 3 ani de zile. Și uitați-vă rezultatul care a fost. A fost foarte mare. Dacă noi sectorul experimental am prefăcut la hectar, s-a primit că în regiune suntem pe primul loc, în Ucraina pe primul loc și am mers tocmai în Moscova, la expoziția VDNH, atunci se numea. Avem noi document, eu am document, că de acolo... Da, altceva. De acolo avem document că pe terenul școlii numărul 10 s-a făcut așa o experiență la roadă de cartofi. Uite, aici este în cartea ratată. Și la urmă ce vreau să îți mulțumesc și ca să mai scrii poezii și mai departe îți doresc un bloc-not de ăsta în 3 linii, așa ca să scrii să nu uiți. Și un stilou. Numai că Mihai Morăreaș printr-o singură limbă, în limba poezească, cum îi place spun câteodată lui Mihai și-n voi, și în limba română. Este și limba moldovenească între cele? Nu, nu mai există, a fost cumva. Este la aici. La noi, ca să zicem, nu.